Un meci util în care Cristi Pustai le-a oferit minute tuturor jucătorilor. După partida cu Poli, profesorul s-a declarat mulțumit, nu atât de rezultat, cât de multele momente bune de joc ale trupei din Crânc. Toți jucătorii au primit minute, astfel că tehnicianul s-a putut edifica în ceea ce privește disponibilitatea la efort a întregii echipe. A fost un meci de verificare util, care am dat minute încă la toată lumea, unii au beneficiat de mai puține minute. Mai avem un test, după care urmează cele trei bătălii. E bine că am reușit pe multe momente să avem un joc bun, consistent. Încă facem multe greșeli. Poate că și perioada asta încă nu sunt chiar atât de responsabil, dar sper să le eliminăm, pentru că asta trebuie să facem la antrenamente, să lucrurile bune să se adune și alea rele să se spere. La Buzău a debutat astăzi Ștefan Efros, jucător moldovean de 31 de ani, un stoper cu o talie impresionantă, 1,95 m. Fundașul de dincolo de Prut a mai jucat în România la CS Mioveni în sezonul 2019-2020. Efros a jucat timp de 45 de minute și se pare că va rămâne în lotul buzoian. Singura necunoscută este legată de un backup pentru postul de vârf, acolo unde Chică Roșă este senator de drept. L-am văzut astăzi 45 de minute, e venit doar de două zile, vedem și sâmbătă, dar este un jucător cu o cotă bună pe transfer market față de ce... Da, noi, ăla, noi, e un site aproximativ, da? Totuși, îți faci o imagine. Este un jucător cu talie, un fundaș central cu talie, exact ce am cerut, pentru că aici încă suferim. Și să sperăm că se va adapta la condițiile de aici, de la Buzău, și se va integra în echipă. Mai doriți și un vârf? Mai avem venit astăzi, dar da, era prima, a venit azi noapte, să vedem. Încă, dacă nu rămânem așa și vedem, sunt variante. Am început, Năicuțescu își revine și el încet, și poate fi oricând variantă de atacant central, dar... Să vedem, dacă este peste ce avem noi, o să mai îl reținem și tragem linie și cam atâta ar fi. În probe la FC Buzău se va afla un atacant venit aseară și urmând a evolua în partida de sâmbătă cu Oțelul.